Timpul să vorbim despre lucruri serioase ce au legătură cu trupurile noastre, mai mult sau mai puțin sănătoase, în perioada asta cu schimbări de vreme. Doamna doctor Alina Halpern a venit alături de noi, este medic primar pneumolog, competențe în apifitoterapia. Asta am învățat-o de data trecută. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Am obsesie, oamenii care tușesc sec lângă mine. Și pentru că eu nu prea am voie să răcesc din motive de anduranță și de sport, prima oară sunt așa. Nici nu-i tuse din aia hotărâtă, să știm, domne, să vedem de ce tușești, o fi bolnav. E o tusă seacă și care îmi dau seama clar că nu face bine acolo pe gât. Extrem de supărătoare și pentru cel care este lângă, dar mai ales pentru cel care suferă. De afecțiunea respectivă. Este un simptom extrem de supărător. Ar trebui să mă sperie un om care tușește secundă? Nu, ar trebui o recomandare de tratament. Nu e de speriat. Tusea seacă iritativă apare atât în cadrul infecțiilor respiratorii, dar poate apărea și ca urmă expunerii la fum de țigară, la diversi poluanți sau la aer condiționat chiar. A, deci nu e sigur răcit om. Nu, nu neapărat este răcit, poate fi după o răceală, e determinată de obicei de o iritație a mucoaselor respiratorii. Ea însă și este iritativă și se auto-întreține cumva, poate apare destul de frecvent, se repetă chiar și ziua, chiar și noaptea și uneori determinată și de expunerea la poluanți, cum am spus mai înainte. Ca să nu fiu neelegant și să zic, du-te, domne, și tușește-ți tusea mai încolo, aș putea să-i dau o idee de tratament? Sigur, ar putea să ia un tratament care are efect calmant, antispastic, puternic emolient pentru mucoasele respiratorii. Și din acest motiv, de exemplu, uleiurile esențiale și extractele din plante medicinale pot îndeplini aceste criterii fără a avea reacții adverse. În plus, uleiurile esențiale au și un efect antibacterian sau antiviral și atunci pot combate direct cauza care a provocat tusea respectivă. Ce ulei esențial merge la tuse? La tuse. Uleiul esențial de fenicul, de anason, de coada șoricelului, eucalipt. Uleiul esențial de fenicul și anason combate în general spasmul respirator, iar cel de eucalipt și de coada șoricelului sunt antiinflamatorii și decongestionează mucoasa respiratorie. Am înțeles. Da, pot fi aduse beneficii suplimentare cu un extract de mucilagii, un extract din flori de ciupoțica cucului, de rădăcină de înalbă mare, de lichen de piatră, de exemplu. Toate acestea sunt combinate într-o formulă originală produsă la orăștie și au efect dovedit pe tusea iritativă seacă și pe răgușeală. Am înțeles. Uleiurile esențiale. O să vă rog după program să semnăm un contract. Aș vrea când mă prezint undeva să nu zic că sunt doar un simplu prezentator sau colegul Flaviei de la Mama Mia. Aș vrea să zic și sunt culegător de ciuboțica cucului. Frumos. Sau Dani, să rămână, culeg licheni de piatră. Și mucilagiu. Ei, nu culegem direct mucilagiu. Nu, îl creștem. Și crescător de mucilagiu în condiții. Urmează sezonul de ciuboțica cucului cât de curând. Știți că nu știu cum arată. Foarte frumos. E o floare? Da. Ok. O să caut în Atlas, că sigur mai am ierba roacăs. Mulțumim că ați trecut pe la noi. Cu drag. Și e bine că ne-am înțeles cu treaba cu tusea, pentru că ține și de educație cât de aproape tușești de cineva, dar sigur e un semn că ceva nu este în regulă. Luăm scurtă pauză, mă duc să-mi dreg vocea pentru... Știți de ce ursul koala nu tușește nicio filmare de pe internet? Știți? Da, mănâncă eucalipt. Numai eucalipt! Mă duc să-mi iau uleiurile esențiale. Mi, 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 Marius.